să nu o accept. Cum ar fi Survivorul Stars fără mine? Cel mai dificil pentru mine a fost când ploua. Era foarte frig și din cauza umidității ne erau mereu ude hainele. Și chestia asta cred că mie mi-este cel mai frică. Mereu zic, dacă mergem să fie Doamne soare și să plouă cât mai puțin. Păi mă pregătesc puțin, cam trebuie să-ți pregătești partea asta de rezistență când începi să alegi pe traseele. Nu contează câți mușchi ai, rezistența e cea mai importantă, dar în mare parte nu e asta cea mai important, pentru că eu am dovedit că nu trebuie să fii sportiv de performanță sau să faci ceva ca să, pe bază sportivă ca să fii bun la Survivor.